Bună seara și bine ați venit la 360 de grade. Văzut și nevăzut, bine și rău, putere și vulnerabilitate, energie și materie, credință și ignoranță, extaz mistic și cunoaștere autentică. Toate acestea, trepte ale devenirii, deloc ușor de identificat, ne sunt cruce sau răscruce. Pe calea evoluției, fie ea aparent doar materială, întotdeauna însă în esența ei spirituală. La final, cum ne dăm seama cine suntem, pe ce drum mergem și către ce ne îndreptăm? Iată întrebări cărora le vom căuta răspunsul astă seara alături de Ingrid Baciu, terapeut. Bună seara, Ingrid, și bine ai revenit. Iată un subiect care mi se pare atât de interesant încât nu l-am epuizat săptămâna trecută. Acum dorim să reluăm această discuție și să, pentru că au fost foarte multe cereri ale telespectatorilor de a aprofunda subiectul. Mulțumim foarte mult pentru că ne-ai răspuns invitații. Și aș vrea să începem cu o întrebare simplă, la obiect, dar mai elaborată ca și răspuns. Ingrid, cum, pentru că suntem în continuare în post, cum ne păstrăm energia? Pe cât de simplă întrebarea, pe atât de complicată. Bună seara, dragilor telespectatori. Am o întrebare foarte simplă. Cum trăiți în fiecare zi a anului, în afara postului? E bine, când intrăm în post, sunt lucruri pe care vrând nevrând nu le mai facem. Dacă ținem post cu adevărat și dacă nu facem doar, îmi pare rău să spun, doar cură de slăbire, ținând doar post alimentar. În momentul în care intrăm în post, adevăratul post este al gândurilor, al sufletului, al atitudinilor. Să nu ucizi nici cu gândul, nici cu cuvântul, nici cu fapta. Să nu te apropii fizic de acele alimente care, iată, vin dintr-o zonă a unui ceva care a fost cândva viu, a fost o ființă vie, iar gândurile tale să nu manifeste moarte, mânie, ură, neiertare, invidie, sentimentele tale așișdere, să nu vină în acord cu o gândire bolnavă. Atunci când intri în post, cum îți păstrezi energia? Ei bine, având o obișnuință a unui comportament de zi cu zi peste ani, de a fi un om impulsiv, furios, de a judeca, de să simți nevoia să ai mereu o părere și în toate chestiunile și cel mai adesea, nu una care să construiască. Știm bine, în științele de specialitate a fost împărțit în două zone, critica constructivă și critica destructivă. Mentalul uman actualmente, la ora actuală, o spun atâția specialiști care, iată observăm că științele pe care cândva le consideram ca făcând parte doar din zona unui material pur și simplu prea rațional, prea material pur și simplu, care se limita la aici și acum ce se vede, ce atingem, da? Ce palpăm cu corpul fizic și putem demonstra fizicul respectiv că există, știința vine și spune, domne, se pare că ne-am înșelat, nu e chiar așa. Sunt studii care dovedesc existența sufletului, energia, sunt filmări, Alina, cred că știi foarte bine, în anumite spitale din lume, pe culoare sau în saloanele unde a murit cineva, uite, în Rusia, în foarte multe spitale au pus camere să vadă și au avut, au captură deja de imagine, cum se degaje ceva din trupul respectiv după ce moare pacientul. Au deja nenumărate dovezi că iese ceva, iese ceva. Sunt niște forme, niște evident sfere. Depinde de cum a trăit sufletul. Lasă-mă un pic. Dacă a fost un suflet, dacă a fost un suflet care a trăit anapoda, întâmplător, pur și simplu, dedicat materialității, el nu va avea o formă frumoasă, o culoare asemenea. De ce sunt planetele rotunde și nu pătrate? Este forma perfecțiunii, da? Pentru că dacă planetele ar fi dreptunghiulare, ar stoca energie. Majoritatea sufletelor, corpul, acea formă ectoplasmatică care îmbracă ceea ce ne supraviețuiește și ceea ce există din totdeauna și pentru totdeauna, ca să înțeleagă oamenii, spiritul generează și întreține corpul mental, eteric și așa mai departe, până la cel fizic inclusiv. În momentul în care sucombă corpul fizic, suma tuturor structurilor subtile, se îmbracă în ceva. Într-o, poți să-l numești biocâmp sau poate să ia chiar formă umanoidă, ți apare o fantomă, omul care a fost, dar este o energie ectoplasmatică, nu mai este, nu mai ține de energia condensată fizică. Că este animală, că este vegetală, că este minerală, dar oricum nu mai ține de fizicul imediat.
În momentul în care tu vrei să-ți păstrezi energia, trebuie să ai o cunoaștere cât de cât. Trebuie să înțelegi cine ești și ce te compune. Ce părți constituențe fac a ceea ce vezi în oglindă și numești eu să continue să existe și să o facă bine. Era un titlu adineaur, uzurpatorii spirituali. Cei mai mari uzurpatori spirituali nu sunt din afară. E un corp mental needucat. E un corp eteric, corect, neantrenat în existența etericului. E un corp astral, nu știm, poate atacat, atacuri psi. Este o ignoranță a mentalului conștient, așa zis conștient. Deci, noi ne autovampirizăm alte întrebări. Oamenii vin, așa cum noi facem educație, cum bine ai spus, în școală, da. Oamenii vin uneori pe pământ ușor needucați din punct de vedere spiritual, pentru că altfel nu ne-am mai naște pe pământ. Este absolut... Dacă ai misiune în altă, vii. Da, dacă ai misiune în altă. Eu vorbesc de marea majoritate a oamenilor, da? Vin și cu o zonă în care sunt needucați. Nu trebuie să ne simțim jigniți, nu trebuie să simțim că este ceva neregulă cu noi. Totul constă în a identifica zonele în care suntem, că poți să fii foarte educat într-un domeniu, să excelezi chiar spiritual, și în altul să fii foarte vulnerabil. Majoritatea suntem așa. Avem și puncte minus și puncte forță. Important este, Ingrid, dacă ne poți da un sfat, cum să identificăm, pentru că prima cale spre cunoaștere este să te autocunoști, să identifici care sunt punctele tale vulnerabile, care sunt punctele slabe, ce te condamnă oarecum la propriu. Pentru că de cele mai multe ori am discutat și în cadrul emisiunii trecute alături de Lucrețiu Tudoroiu, de cele mai multe ori oamenii nu identifică corect greșelile trecutului, care nu știi când te trezești că vin și strigă după tine și, exact cum spuneai, iată că a venit scadența când dăm din colț în colț ca o factură neplătită. Cum e factura? O plătești pe loc? Este în regulă. O plătești după 5 ani, 10 ani? Te tulbură puțin pentru că este suma prea mare. Așa și energiile acestea. Dacă vine scadența după 10 ani în care ai făcut lucruri neconforme cu planul divin, s-ar putea nici să nu mai poți să plătești. S-ar putea nici să nu mai poți. S-ar trebui să ieși rapid din vehicul. Explică-ne puțin. Alina, sunt oameni care pleacă chiar interesant, sunt oameni care chiar pot pleca chiar și fără înger păzitor, cum spuneam și despre entitățile opuse planurilor angelice, planurilor de lumină. Îngerii pot cere schimbarea misiunii personale, exact cum există în opoziție, există entitățile întunecate care din vari motive pot renunța la a mai încerca să ispitească o persoană care, dintr-o dată, post, rugăciune, lepădare de omul vechi, schimbare, omul cel nou, pleacă. Este principiul înfometării bestiei din spiritualitate. Bestie, da? Să înfometezi bestia, acea entitate întunecată care trăiește pe cheltuiala ta energetică. Da? Acum, vreau ca oamenii să înțeleagă această cunoaștere, acest cuvânt concept despre care noi vorbim. Spuneai, cum frumos spuneai mai devreme, că venim ușor needucați. Este o greșeală care se face din generație, este atât de veche și nu e o greșeală a mulțimilor neapărat. Nu este o greșeală a mulțimilor neapărat. Dar pe de altă parte și omul s-a obișnuit, iartă, în societățile, mai ales începe odată cu perioada industrială, post-industrială, totul trebuie să vină de undeva. De la guvern, de la stat, de la școală, de la market, de la mall. Nu. Totul trebuie să vină din interior. Cine sunt eu? Ce fac aici? Ce mă mulțumește? Ce ar trebui să mă mulțumească? E corect să dau curs plăcerilor pe care le am? Am plăcerea să merg cu motocicleta cu 200 la oră. Am plăcerea să mănânc zilnic înghețată, ciocolată. Am plăcerea să fac lucruri... De ce am aceste plăceri care mă predispun la ceva? Ce din mine are o lipsă de energie? De lucruri materiale? Am probleme cu vitaminele? Noi trebuie să ne identificăm când ne ducem către zone de maximum, de extremă, de ce mă aflu acolo? Pentru că în momentul acela mă pun în pericol, în momentul acela eu practic deviez de la misiunea mea inițială, da? Nimic nu trebuie trăit la extremă sau prea lent, da? Energia o cheltuiești prost, cel mai adesea, încă de când ești copil. Acțiuni, atitudini, preocupări, crești, te faci mare. Alina, tu crezi că mulți oameni țin post în general pentru că înțeleg importanța postului sau pentru că vor să obțină ceva? Din păcate am constatat un lucru, chiar de curând îmi spunea cineva, ține post că vrea să slăbească.
ceea ce nu este deloc în regulă, pentru că a posti înseamnă a renunța la partea de material și materialitate. Îmi readuc aminte că, în esență, sunt o ființă creată de, iată, divin, că sunt spirit și că trebuie să-i dau, am dat până acum cezarului, trebuie să-i dau și lui Dumnezeu, cea lui Dumnezeu. Pentru că în Evanghelia după Ioan spune, nu numai cu pâine va putea trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Este o metaforă care vrea să semnifice, gura este unul dintre cele mai importante portaluri, chakre, vortexuri. Cum sunt hrănite structurile subliminale? Nu prin chestiuni materiale, ci prin energie și informație. Da? Cum te dezidentifici sau cum își pot pierde structurile tale esența? Mai cu seamă când intri în post decât într-o zi obișnuită, pentru că se activează cel mai mare vrăjmaș al tău, tu. Obișnuința, spune în popor și în general în toate popoarele, numai în popor român, este a doua natură a omului. Omul este obișnuit să mănânce peste ani, să gândească, să simtă și să facă lucruri completamente opuse momentului în care noi trebuie să începem să postim. Oamenii sunt impulsivi. Oamenii au orgolii de multe ori nici identificate măcar. Consideră că am reacționat, că m-am simțit nedreptățit. Oare? De unde știi că ai fost nedreptățit? Ai tabloul complet al existenței și al istoricului, al spiritului tău? Alte vieți? Ai tabloul complet al familiei tale? Lasă altă vieță. Sau știi exact ce a fost în sufletul omului care aparent a nedreptățit? Da, da. Poate în sufletul lui este o durere incomensurabilă care nu poate fi transpusă în cuvinte. Pare că te nedreptățește, dar de fapt este un strigă de... Câte cazuri, iartă-mă Ingrid, te rog. Câte cazuri de aparente nedreptăți așa reclamate este. De reclamanți noi, oamenii, da, nu au de fapt la bază o mare durere sufletească a omului care aparent agresează. Ceva ce nici nu poate fi. De cele mai multe ori aceste dureri sufletești care îi agresează pe cei din jur nici nu pot fi explicate în cuvinte, pentru că exact cum bine spuneai, noi nu avem tabloul complet al vieților anterioare și a ceea ce am fost noi ca și entitate nostru, completă. Că ne cărcăm și cu programele din neam. Noi nici măcar nu cunoaștem cine suntem cu adevărat, suntem cu adevărat din viața aceasta și de aceea este absolut stupid să ne judecăm unii pe alții, pentru că suntem complet în afara paradigmei. Cea mai corectă întrebare care trebuie pusă în momente de aparentă nedreptate la propriu, Doamne, de ce am rezonat cu acest lucru? Corect. Sau cu acest om. Sau lucru, cu această situație. Om, eveniment, da? Nu suntem întâmplători, și aici vreau să vin cu întrebarea a doua. Nu suntem întâmplători în anumite situații, niciodată, ipostaze, intersecții, conjuncturi, cumpene. Agresiuni nevăzute, vom vorbi astăzi. Manifestări energetice deviante. De foarte multe ori suntem în fața unor, spuneam, răscruci. Nu mai putem înțelege nimic. Pur și simplu ni se dă peste cap tot universul. Bulversarea este copleșitoare și lucrurile practic par a nu mai avea niciun sens. În acel moment cam putem fi siguri, acum așa dăm niște rețete generale pe cât putem și noi, cam putem fi siguri că este vorba despre o agresiune nevăzută. Ce înseamnă de fapt, sau dacă ai putea să ne dai niște exemple de agresiuni energetice deviante, ceva ce nu este chiar atât de ușor de identificat de cele mai multe ori? Treptate și instantanee. O mamă are un copil și nu-și dă seama că de când este mic are comportamente ușor exagerate, când e prea entuziast, când se închide în el, când comunică lucruri greu de înțeles, când nu vrea să comunice nimic. Nimic nu este dintr-o dată, Alina. Și ajunge copilul la adolescență, apoi la maturitate și începe și face lucruri, are manifestări care pot fi de tip manipulator sau de tip autodistrugere. Da? Sau și adulți care fac acest lucru. Da, dar lucrurile nu vin dintr-o dată niciodată. Știi, este exasperant când pentru categoria medicală, pentru astrologi, pentru terapeuți, când omul vine și spune, Doamne, n-am avut nimic niciodată. Serios? Și când încep și mergi pe firul Ariadnei, o iei înapoi în trecutul persoanei, constată multe, n-am să spun nenumărate, foarte multe momente, puncte nodale în care ar fi trebuit să-și pună întrebări. Aveți dreptate, copilul meu a fost cam agitat de mic.
aveți dreptate, avea coșmarul ani de zile a avut, aveți dreptate, nu știu ce se întâmplă, aveți, mersi frumos, preferam să n-am dreptate, da? E păcat pentru că acel om vine foarte târziu, constatând la un moment dat foarte târziu că ce să vezi, are o problemă. Nu, atunci este vârful problemei. Omul se adresează medicului, preotului sau astrologului, terapeutului, acelui spre care se îndreaptă, către acela de la care speră deslușirea problemelor, în vârful, când a ajuns în vârf. Apropo de educație, bine aminteai mai devreme de educație, sunt prea multe generații de când suntem educați că totul este aici, acum, nu există altceva, totul este o nălucire, este o tâmpenie, concentrează-te pe lumea imediată, lasă tâmpeniile, fă-ți o meserie, așează-te la casa ta. Viața nu este despre asta. Nu. Viața nu este despre asta. Care este sensul vieții? Să reintegrăm lumina pierdută cândva. În toate structurile noastre, în toate. Degeaba ești un... ai un discurs de necombătut pe intelectual. Eu vreau să spun niște întrebări, te rog, care te las să continui. Vreau să-mi spui dacă sunt greșite sau nu. Te rog. Atunci când suntem într-o problemă concretă, am și studiat puțin, am analizat puțin întrebările care au fost puse pe Facebook și de aceea vreau să și răspundem. Te afli într-o problemă, exact cum spui, fie că e vârful problemei, fie problema a devenit mai evidentă, mai explicită. Întrebare. Corect sau incorect să căutăm să dăm vina pe alte persoane? Niciodată. Există vectori de comunicare, cu lumina sau cu întunericul. Există extensii ale paradisului sau ale iadului. Să spunem, să luăm un caz concret, nu știu, un accident. Este de vină, nu știu, persoana care a condus. Este de vină vecinul. Este de vină, nu știu, omul de pe stradă și așa mai departe. În situații în care oamenii au tendință, atunci când este vorba despre un conflict sau problemă mai semnificativă, să înceapă să dea vina unii pe alții. Într-o, să spunem așa... Asta este istoria educației umane. Într-un haos total. Bun. Cum trebuie, că aș vrea să luăm niște, să avem niște răspunsuri care să aibă logică. Cum trebuie acționat prima dată, când este clar că ești într-o problemă care te copleșește? De unde se începe? Divorț, inundație, accident, jignire, ceartă, orice. Da. Boală și așa mai departe. E foarte simplu. Dacă te știi un om corect pe verticală, în relația cu Dumnezeu, dacă te știi un om bine și frumos așezat în lăuntrul tău, în gândurile tale, în sentimentele tale, dacă te știi un om coerent în acțiunile tale pe frecvența luminii, te întreb, Doamne, mă știu corect, atât cât am putut, am mai greșit, fără să vreau, sau am vrut pe moment, am regretat ulterior, am căutat mereu să mă îndrept. Doamne, sunt pe cale, n-am stat niciodată pe loc, merg, încerc cu fiecare zi a vieții mele să evoluez. Doamne, ce-i cu năpasta asta asupra mea? De ce am rezonat cu ea? Totuși, acest om, această întâmplare, acest eveniment sunt atât de mult, sunt atât de departe de cine sunt eu. Și aici voi veni să le spun oamenilor. Tu nu ești cine crezi că ești tu, privindu-te în oglindă, uitându-te în diplome. Adevărul despre un om e în energia lui. Tu poți să fii... minunat când apari, din toate punctele de vedere, discurs, vestimentație, atitudine, aparente intenții și la nivel de biocâmp tu să fii ceea ce în spiritualitate se numește cărăuși sau infestator energetic. Tu poți să porți cu tine în biocâmpul tău o informație transgenerațională dobândită acum, tu, prin tine, ai stârnit ura sau invidia cuiva, da? Și se adaugă cu ce vii ca spirit nerezolvat, ce ai din neam, sincopele existențiale la nivel de energie, frecvență, manifestare din viața asta, o tânără fată stârnește gelozia unei doamne, o tânără de 20 de ani, unei doamne de 35 de ani, pentru că soțul care stă peste drum s-a îndrăgostit de tânăra fată. Se duce și recurge la anumite, la un anumit tip de cunoaștere să blocheze evoluția, aspectul, manifestarea unei entități biologice întrupate numită om, da? Se duce și recurge la ocultism și așa mai departe. Fata nu realizează imediat, trec ani și constată, pentru că totul este gradat, întunericul este de o înțelepciune sinistră. Nu dă buzna, pentru că ți-ai dat seama și ți-ai rezolvat problema. Te lasă cu ani, te vampirizează, te împiedică, îți dă gânduri, luciditate, aparentă rațiune, explicații. Vezi? Ce mai cauți? Nu așa că totul are o explicație? Acel om e rău, de-aia ți s-a întâmplat. Acel lucru, nu știu ce s-a petrecut, strada era stricată, de azi s-a stricat mașina. Prietene, de ce am luat-o pe acolo? De ce n-am luat-o pe un drum bun? Problema nu este niciodată în acțiunea efectivă, materială.
Înainte ca un om să intre într-o cameră sau să ajungă într-un loc, câmpul lui precede cu cel puțin o jumătate de oră până la 2-3 ore. Înainte să pleci la un drum, înainte să faci o acțiune, corpurile tale subtile intră în legătură cu câmpul acțiunii și cu până la zile înainte. De aceea sunt oameni care află cumva oniric, astral, în timp ce corpul fizic doarme. Nu te urca nu știu ce avion. Nu știu, da? Deci totul este știut dinainte, Alina, dar nu avem educația specifică și necesară. Preponderent educația este îndreptată către material și prea puțin către spiritual. Dacă educația ar fi îndreptată în mod special către spiritual, multe lucruri din material nu ar mai exista. Lucruri, aspecte, manifestări. Da? Ele sunt o consecință a rezonanței noastre. Pentru că diavolul vine și îți servește. Ai talat cărțile, asta ești, asta îți dorești, nicio problemă. Am venit în întâmpinarea dorințelor tale. Trebuie să ne identificăm corect dorințele. Ce este plăcerea cu adevărat? Trebuie să fie plăcerea simțelor? Plăcerea unui intelect educat? Plăcerea unui suflet luminat? Ce sunt plăcerile cu adevărat? Sunt corecte față de mine, față de Dumnezeu, față de lume? Ce-i fac trupului meu? Ce-i fac sufletului meu? Ce-i fac mentalului meu atunci când vreau prea mult, atunci când fumez prea mult, atunci când mă cert, atunci când sunt impulsiv? Sunt plăceri. Ura este o plăcere pentru anumite suflete. Și ce se întâmplă? O altă vampirizare, pentru că maleficul nu și-a resursa în matrice, în divinitate. Trebuie să se hrănească din ceva. Și ceea ce nu înțeleg, oamenii se hrănesc chiar din structurile aceluia care manifestă, da? Acele energii contrare luminii, vieții, coerenței. Aș vrea puțin să mai insist, ai vorbit și imediat, aș vrea să te întreb și despre îngerii păzitori. Foarte interesant, da. Chiar am fost întrebați acest lucru și mă interesează. O concluzie pentru acești infestatori energetici. Când infestatorul energetic, da? Când îți dai seama că ești infestat? Până la urmă putem să spunem chiar așa. Clar, stările, cred că le știe deja toată lumea. Sunt atâtea aspecte, Alina, sunt oameni care... Le confundăm de multe ori cu stări proaste, le punem pe seama unei slabe sănătăți, a devitalizării, dar, din păcate, nu sunt. Oamenii care lucrează în domeniul inițiații le recunosc după o privire pierdută în momentul în care ai o asemenea agresiune, o stare de devitalizare bruscă, fără nicio logică, într-un context în care ar trebui să fii perfect odihnit și bine, o stare de neliniște, palpitații, sunt foarte multe simptome. Dar haideți să explicăm. Și pe lângă astea mai sunt lucruri la care oamenii nici nu se gândesc. Un om care aparent lucrează necontenit cu lumina și cu nimic altceva, dar are o idee fixă, are o problemă nerezolvată, n-ai... Da? El este un cărăuș al unui program. El este cărăuș al unui program. Alina, am întâlnit-o la... Deși lucrează cu lumină. Păi sigur că da. Lumina nu ți încalcă liberul arbitru. M-ai chemat, vin, dar stau într-un colțișor în structurile tale unde mi-e bine. Că dacă mă duc pe altă structură, e plin de tipare mentale, e plin de filtre mentale, unde nu mă simt bine. Uite, eu o să stau pe... Spune lumina. O să stau mai mult pe corpul astral, că pe emoțional ești un pic... În altă parte, pe mental, e blocat, ești prea mobilat, ești prea mobilat. O fixație, o credință, deloc... Obsesie, o frustrare. Deloc fundamentată. Îți mulțumesc că m-ai chemat. Îți slujesc în numele lui Dumnezeu, dar dă-mi voie să mă manifest. Lumina nu este un sclav. Și are și ea liber arbitru. Alina, lumina are liber arbitru. Din lumină, lumina procede din Dumnezeu. Da? Din lumină s-au creat toate formele de viață, inclusiv planurile angelice și așa mai departe, până la tronul lui Dumnezeu și dincolo de orice vreți să vă mai imaginați. Există liberul arbitru, nu este dat numai oamenilor. Oamenii au senzația că dacă invocă un arhanghel, un înger, a, l-am invocat, trebuie să vină, că eu sunt creația lui Dumnezeu, cum să nu vină? Dar poate nu vrea să vină, sau vină și stă o perioadă și pleacă. Pentru că tu nu faci dovada meritului spiritual de a intra în contact cu lumina. Lumina nu poate fi impietată. Știi de ce murim? Care este fenomenul morții? Atunci când într-un vehicul material, vegetal, mineral, uman și așa mai departe, dominanta devine cea strict materială și se încarcă cu, nu cu materialul frumos plăcut de la suprafața pământului, ca să spun așa, ci cu acel material grosier, mult prea dens, manifest și prin asta malefic. Pentru că ceea ce este prea dens și se manifestă într-o lume în care există tot felul de energii, dar acest dens alege doar densitate, excluzând, atunci el se auto-izolează ca o celulă care are un program personal împotriva sistemului, o celulă
mutantă. Tu devii o celulă mutantă. Când îți dai seama că ești în neregulă, că te poți auto-vampiriza, îi vampirizezi și pe alții, când tu devii o parte distinctă de sistem. Societatea este un organism. Noi nu avem numai doar acest organism. Totul concret, hai să dăm niște exemple. Să se înțeleagă. Începusem adineuri. E foarte simplu. Da. Tu poți, Doamne, tu poți să fii citit 7 biblioteci, să nu lipsești de la Sfânta Liturghie, acasă să stai numai în rugăciune. Și aceasta poate să fi... Să fii chiar principial. Profund. Moral. Profund. Poți să-ți dai doctoratul în morală. Ai luat-o pe drumul bisericii. Poți să-ți dai doctoratul în morală. Când devii cărăuș, în momentul în care începi să judeci. De tine se lipesc entități ale judecății, demonei teologiei, duhul zavistiei, duhul vanității și așa mai departe. Se lipesc de tine o grămadă de duhuri, pentru că există și păcatul exacerbării, manifestării. Tu crezi că ai integrat atâta lumină încât trebuie să te urmeze toate galaxiile. Dar poate că nu. Poate că lumina ta și felul în care o manifesti, nu râde. E interzis să râzi, da? Poate că lumina ta nu este corect folosită. Și atunci pleacă. Pleacă. Ușor, ușor, tai, la revedere, weekend, așa, pleacă, știi? Să insiști puțin. Da? Eu explic foarte clar. Alina. Eu înțeleg, dar... Ca să înțeleagă oamenii. Ai o casă. Pe pământ. Ai 6 camere. Trebuie să dai o petrecere, nu știu, onomastică, botez și așa mai departe. 3 camere, nu, n-ai apucat să le cureți. Invitații sunt lumina. Sunt mese în toate camerele. Peste tot ai putea așeza pe un scaun și la o masă. Dar invitații nu vor sta niciodată în camerele în care n-au fost aerisite. E praf pe masă, scaunele se mișcă, pot să cad cu el. Ei vin că i-ai chemat, dar vor sta în camera pregătită în acest sens, care are și bucate pe masă și care te invită prin tot ce înseamnă ea, această încăpere cu masa, cu scaunele, este nici nu trebuie vorbit. De când intri, îți dai seama unde trebuie să te duci. Lumina va să lăjlui în acea parte de structură în care, iată, bucatele sunt pe masă. Bucatele sunt formele gând, formele emoție, formele sentiment. Nicio problemă, mai ai încăperi unde nu ți-ai făcut ordine, ai corpul durere, ai un mental pe subconștient, pe subliminal, care te trădează, fără să vrei te trădează, pentru că acolo e o încărcătură nerezolvată. Tu poți să declari aparent, conștient, chestiuni legate doar de lumină, dar subconștientul și problemele ajunse acolo nerezolvate te trădează. Și atenție, există o lege spirituală. Cu cât o ființă tinde mai mult către lumină, cu atât întunericul va da buzna să o distrugă. Dar nu dă buzna prin seamănul meu din alt oraș. Nu. Dă buzna tot prin tine. Prin ce a rămas nerezolvat. Da? Acele zone din habitatul personal, vreau să înțeleagă oamenii că noi suntem cu adevărat un habitat, o locuință cu mai multe încăperi, aceste corpuri. Da? Vreau și un exemplu aici. Da. Deci când mergi spre lumină. Când mergi către lumină... ești abuzat de întuneric. În primul rând, foarte important. În primul rând, prin tine însuți, dacă ai chestiuni nerezolvate, da? Vrășmașul lui Dumnezeu al luminii, al oricărei forme de armonie, iubire, fericire, nu va sta degeaba. Niciodată nu stă degeaba. Cu cât cauți mai mult lumina, cu atât întunericul se va activa. Nu uitați prin chestiuni nerezolvate. Aici vreau să punctăm. Să luăm un exemplu concret. O persoană care a luat-o pe drumul bisericii și face lucruri. Exact, la nivel spus, de sine, nu și-a iertat o fostă relație de acum 5 ani, 10 la ani. La nivel declarativ... Sau pe mamă. Da. La nivel declarativ, da? Totul este în lumină. Sau, spune-te, rog. Subconștient, pentru că sunt foarte multe cazuri. Cunosc mulți oameni foarte care multe, merg la biserică știu, regulat știu. Și, sincer, sunt cele mai bune intenții, adică nu este și ceva și totuși când fals. Stau lângă tine, te simți... Este foarte greu să lupți cu zona aceasta, sigur că da. Exact. Tu mergi spre lumină, întunericul dă buzna, ai spus foarte bine. El nu te va agresa pe zona unde tu ești puternic, doar că oamenii trebuie să, adică noi trebuie să înțelegem că mai rămân lucruri legate de zona foarte de multe, subconștient. Foarte multe. Pot fi traume, pot fi, exact cum spuneai, un soi de tristețe din trecut. Dacă vine cumva pauza, vreau după pauză să discutăm despre vampirizarea bisericii, când cei care se duc la biserică nu sunt de multe ori ceea ce credem că sunt.
Cum furi energie de la o ființă vie întrupată, câine, apropo de lucrul ăsta, există foarte puțini iubitori de animale, majoritatea sunt colecționari de suflete. Mulți, nu majoritatea, mulți, din păcate mulți. O să vorbim despre colecționarii de suflete, despre vampirizarea locurilor, autovampirizare, concret, exemple. Da? Alina, înțelepciunea omului este nebunie pentru Dumnezeu, Biblia, ce stă scris acolo. Așa, să terminăm ideea. Da? Deci, întunericul de buzna prin chestiuni rezolvate. Un exemplu, dacă se poate. Ajungem la maturitate cu multe neiertări, neînțelegeri, neînțelesuri, neacceptări. Unde se duc toate astea? Un părinte care te-a abuzat la nivel verbal în copilărie, a strigat tot timpul la tine, te-a jignit, cum știm că se face de multe ori în familiile de tip vechi. Da, interesantă idee, îmi cer mii de scuze. Revenim după publicitate.